O tânără din Ucraina a fost primită în casa unor proaspeți căsătoriți din Marea Britanie. Cuplul are 2 copii împreună, însă soțul susține că s-a îndrăgostit iremediabil de ucraineancă. Bărbatul și refugiata au plecat într-o altă locuință, acolo unde își consumă dragostea. Însă acum tânăra se confruntă cu probleme grave de sănătate. Conform spynews.ro, un tată din Marea Britanie care și-a părăsit partenera de viață pentru o refugiată ucraineancă pe care au primit-o în casa lor, a devenit îngrijitor cu normă întreagă pentru ea, după ce femeia a devenit parțial oarbă. Tony și-a apărat noua parteneră de viață în vârstă de 22 de ani, spunând că nu este o spărgătoare de case și că să o părăsească pe fosta lui soție a fost lucrul corect de făcut. Tânărul de 29 de ani a spus că Sofia a fost acuzată pe nedrept că l-a despărțit de soția lui. În realitate, cei doi s-ar fi îndrăgostit iremediabil și nu ar mai fi putut să-și ascundă dragostea. Tânărul și refugiata ucraineancă s-au mutat din casa pe care o împărțeau cu fosta sa parteneră a bărbatului Lorna, într-o casă închiriată în Bradford. Pe atunci au spus că li s-a ridicat o greutate de pe umeri. Bărbatul a mărturisit că a renunțat la locul său de muncă și că singura ocupație a sa în prezent este să aibă grijă de actuala sa parteneră de viață în vârstă de 22 de ani. Cei doi se confruntă acum cu probleme financiare. Sofia a suferit o infecție la ochi, însă acum este aproape oarbă. Am renunțat la serviciu pentru a îi deveni îngrijitor full-time, pentru că nu a primit număr național de asigurare și nu poate munci. Trebuie să plătesc totul singur. Nu primesc nimic pentru că îi sunt îngrijitor. Ea nu are beneficii de la stat. Este ceea ce este corect să fac. Nu pot fi bărbat fără să am grijă de femeia mea. Dar nu este despre bani, doar vrem să fim pe picioarele noastre și să începem un nou capitol din viață cât mai curând, a povestit bărbatul. Tânărul a mai spus că dorește să înceapă un nou capitol al vieții sale alături de refugiata ucraineancă. Bărbatul are 2 copii cu soția sa, de 3 respectiv 6 ani. Soția bărbatului a povestit că refugiata primită în casa lor purta decolteuri chiar când bărbatul se întorcea de la serviciu, relatează spynews.ro.